Bună seara, doamnelor și domnilor! Mă bucur că avem ocazia să ne revedem din nou. Iată, suntem la Ascultă cum te ascult. Banatul se vede la radio, la cea de-a doua noastră întâlnire. Astăzi, doamnelor și domnilor, mi s-a părut normal să discutăm despre performanță, pentru că de 3 zile pe Radio România Reșița se discută despre performanța persoanelor cu dizabilități, despre performanță în învățământ, despre performanță în sport, dar eu aș vrea să vorbim astăzi despre performanță în orice domeniu și l-am invitat alături de mine pe colegul meu, Mario Balint, căruia îi spun mulțumesc, Mario, că ai acceptat invitația mea. Sărmâna, Laura, mulțumesc pentru invitație. Bine ai venit, nu pot să-ți spun, pentru că și tu ești aici în fiecare zi, ca noi toți, cei care muncim ca Banatul să se vadă la radio, prin urmare doar mă bucur că ai acceptat să discutăm împreună despre performanță. Discutăm despre performanță, mi se pare firesc să discutăm despre performanță într-un post performant al Societății Române de Radiodifuziune, un post care face performanță 24 de ore din 24 și statisticile îmi sunt martore că vorbesc serios, indiferent de ce ar spune cărcotașii. Cel mai important lucru este să îndrăznești, să ai visuri mari, apoi să acționezi pentru a le transforma în realitate. Tu știi că eu vă spun vouă, când spun vouă mă refer la colegii noștri de fapt, că performanța deranjează de foarte multe ori și sunt foarte mulți cârcotași care de-a lungul timpului, orice ai face, trebuie să facă un comentariu, să spunem, negativ la orice acțiune pe care la un moment dat fiecare dintre noi decide să o ia. Oare de ce crezi tu că performanța îi supără pe unii? Există 3 tipuri de abordare a performanței. Primul tip de abordare este acela de a te stimula pe tine, în primul rând, performanța celui de lângă tine. Și nu ai decât să îi urmezi exemplul și să te lași tras de acest val. Știi cum se spune că intră în siajul unei nave, o navă care merge rapid pe un lac sau pe o apă curgătoare sau pe mare, produce acel siaj, acel val. În acel moment nu ai decât să te lași tras în acel siaj și vei merge la drum la fel de repede precum nava din fața ta. La fel se întâmplă în cursele automobilistice, pentru că astăzi am vorbit la emisiunea Invitatul Dimineții cu Lucien Hora de 6 ori campion național absolut la viteză. Vorbim despre performanțe la cel mai înalt nivel. Sigur că da. 6 ori, 5 titluri consecutive. Lucien Hora pilotează o mașină de formula Lola 3000, o mașină cu motor Ford Cosworth de care ajunge la 200 de kilometri la oră. Ascultat emisiunea, mă bucur că ai ascultat emisiunea. Vreau să spun doar că este mașina de Formula 1 a anilor 1980, o mașină strunită la o rotație de 9000 de rotații pe minut. Motorul a fost capsulat la 9000 de rotații pe minut pentru ca el să fie mai fiabil și ca toți piloții din această Formula 3000 să concureze cu șanse oarecum egale. Deci constructorul oferă posibilitatea ca pilotul să primeze și nu tehnica sportivă. Tehnica, mă refer la tehnologie, la tehnologia sportivă. Și vorbim despre tehnica, mai pe înțelesul telespectatorilor noștri, tehnica de a conduce automobilul respectiv și nu cai putere care stau în spate. Sigur că da. Deci mașinile au fost plafonate oarecum. Ei, astfel de mașini te trag în plasă, așa se spune în cursă. La curse te ia o mașină în plasă și nu ai decât să mergi cu o viteză mai mică. Dacă cel din fața ta merge cu viteza a 6-a, să zicem, tu nu ai decât să mergi cu viteza a 5-a, ai aceeași viteză cu el și profiți de faptul că el te trage pe tine, te aspiră practic ca un aspirator. În momentul în care ai prins momentul optim, nu faci decât să tragi un pic de volan și practic acea aspirație te aruncă înaintea lui. Asta înseamnă cursă, înseamnă performanță, înseamnă să fii acolo alături de cel care te stimulează. Există și o a doua categorie, un al doilea tip de abordare, acela de a sta pe margine și de a
susține prin de a susține pasional pur și simplu de achibița, această, să spunem. Da, să nu spunem achibița pentru ca să nu cădem oarecum în derizoriu, dar poți să susții performanța de pe margine știut fiind, cunoscându-te ca nefiind un atlet, și când spun atlet mă refer un la sport un alergător de cursă general, lungă, să sigur spunem. Că da, nefiind un atlet desăvârșit, nu poți să intri în cursa asta, dar te pasionează, îi admiri pe cei care fac performanță. Și susții cu tot ce poți. Cu siguranță. Și există și o a treia categorie de oameni, cârcotași, evident ei nu pot să lipsească din ei nicio... Ei nu pot nici alerga, nu pot nimic, nu pot nici susține. Și atunci mai bine încurcă. Deci e un mod de abordare absolut logic dacă te uiți pe această scară de valori. Ei nu vor putea niciodată să se ridice la nivelul performanței și atunci de ce să nu arunce în derizoriu performanța când, mă rog. Pentru că vorbim de performanță și pentru că suntem noi doi în această emisiune, tu în calitate de invitat al emisiunii Ascultă cum te ascult, și tu ești un performer și tu ai performat, ești un jurnalist care practici această profesie cu dăruire, cu suflet, și de foarte mulți ani ai acumulat și experiență, și sigur eu când spun asta mă bazez pe date clare și concrete. Cu siguranță că foarte mulți dintre cei care se uită la noi sau din cei care ne vor asculta sau ne vor și vedea știu că tu ai făcut jurnalism în linia întâi a frontului, în teatrele de operațiuni în care România, la care România a participat. Ai fost în Irak, ai fost în Afganistan, ai fost în Ucraina, ai fost în Moldova, ai scris și cărți, ești un performer. Ai ajuns aici, probabil susținut, cum ai spus, de unii care n-au putut să facă mai mult decât să te susțină și să te încurajeze, însă dacă mi-e permis acest termen, ți-ai pus viața în slujba acestei profesii. Nu cred că s-a ajuns ușor la aceste performanțe, la aceste rezultate pe care tu le-ai dat de-a lungul timpului, pentru că ai avut și tu nevoie de-a lungul acestor modului în care s-a derulat toată ascensiunea ta profesională să faci anumite sacrificii. Ai pierdut în altă parte, cu siguranță ți s-a rupt din suflet că a trebuit să lași acasă, nu știu, oameni dragi, copilul, ai renunțat la ceva. Cum se ajunge la performanța profesională în jurnalist? Pentru că, iată, despre tine vorbim acum. Greu. Se ajunge greu, ca în orice profesie, ca orice performanță, munca este foarte, foarte multă. Și nu ține cont de program, de ore, de zi, de noapte, de iarnă, de vară, de noroi, de zăpadă. Vorbeam de ună zi, e un mod de viață. E un mod de viață, exact. Eu practic această profesie de 27 de ani. Tocmai din acest motiv mi-am permis să îți lansez această provocare. Sunt pentru că nu bătrân, practici de ea. Dar nu prăfuit, pentru că încerc să fiu mereu conectat la nou, la noua tehnologie, și în decursul anilor de gazetărie am inovat în permanență, am avut această putere să inovez, și martorii sunt foștii mei colegi de la ziarul Timpul, și mă gândesc la bătrânii gazetăriei din Caraș-Severin, Nicolae Sârbu, Gheorghe Jurma, Petru Buții, Aurel Sândulescu, Gheorghe Dolot, cei care mai sunt din vechea gardă a ziarului Timpul. L-aș pomeni aici cu tot respectul pe primul redactor șef, pe Timotei Jurjică, Dumnezeu să-l odihnească, fără de care eu n-aș fi ajuns în această breaslă, dacă pot să o numesc breaslă. E o breaslă, sigur. Absolut. Dar am încercat de fiecare dată să aduc ceva nou, să fac ceva nou. Eu am scris și pentru agenție, pentru că chiar dacă nu câștigam aproape nimic din acest job, din această afacere, dar încercam să îmi păstrez mâna mereu, cum să spun, să am exercițiul scrisului pentru agenție. Pentru că în agenție scrii într-un fel, în presa scrisă scrii într-un alt fel, în online scrii altfel, pentru radio scrii altfel, pentru televiziune scrii altfel. Eu am făcut din fiecare aceste lucruri și se câte poate. Ceva. Da, se poate. Și se face bine până la urmă?
trebuie să se facă bine, pentru că profesia noastră a devenit, este la concurență cu aceste new media, cu platformele de socializare, cu jurnalismul cetățenesc, pe care din păcate noi ca români, ca reșițeni de aici, din provincia asta noastră, îl descoperim, acum îl descoperim, deși americanii l-au descoperit în urmă cu 25 de ani, mă uitam fascinat la televizor și vedeam corespondentul New York Times la Los Angeles, care căra în spate trepiedul și camera de filmat și nu înțelegeam de ce Dumnezeu se chinuie practic să care toate aceste scule de televiziune, el corespondent de ziar New York Times. Adică un monstru sacru pe această platformă, o platformă sacră de comunicare. Sigur, da? Când dacă, etalon. Etalon, sigur că da. Mi-aduc aminte însă și de o discuție mai nouă, pentru că n-au trecut decât 10 ani de la acele imagini care pe mine m-au uimit și Europa a fost invadată de această polivalență în exprimare a jurnaliștilor și scria atunci Le Monde Diplomatique, mi se pare în 2004-2005, dacă nu mă înșel, că 12.000 de locuri de muncă din presa europeană sunt vizate, sunt periclitate de această exprimare multiplă în media, spunea. Adică jurnaliștii pe... care nu pot să se adapteze noului trebuie să plece, pentru că trendul ăsta este. Adică cel care merge, ca să-i facem și pe telespectatori să înțeleagă, jurnalistul care participă la o manifestare, la un eveniment, de orice natură ar fi, scrie, vorbește, da? Deci scrie pentru site, și pentru captează că, imagini. Și captează imagini, pentru că am văzut cu toții, suntem martorii, suntem martori la faptul că ziarul pe hârtie a început să dispară. Ziarul a apărut în format online, digital, da? Asta este trendul până la urmă. Am pe masă o statistică, în ultimii 10 ani, tirajele din Europa, ziarelor europene, s-au redus per total cu 18 milioane de exemplare. Și atunci, sigur că cei care au dorit să rămână în această profesie a trebuit să se adapteze. Au învățat să se exprime multiplu, mai corect spus, pentru că, spuneam, sunt la bătaie, dacă pot să folosesc un termen mai puțin academic, sunt la bătaie cu aceste new media, cu platformele de socializare, cu Facebook-ul, cu Twitter-ul. Există chiar publicații care se desfac, practic, doar pe Twitter. Sunt jurnaliști care lucrează doar pe Twitter. Însă a apărut acest fenomen al jurnalismului cetățenesc. Fiecare dintre noi este liber să posteze pe aceste platforme tot felul de imagini. Și dintr-o simplă, accesare a contului tău într-o dimineață, ți-ai făcut practic sumarul din redacție din ziua respectivă. Găsești informații din toate domeniile, de la revista presei și până la informații economice, informații utilitare extrem de multe, pentru că cetățenii semnalează neajunsuri de care ei se lovesc în primă instanță. Am remarcat chiar și la noi pe site numărul cititorilor site-ului nostru vin cu preponderență din social media, adică din Facebook, pentru că cei mai mulți utilizatori sunt de Facebook, noi folosim mai puțin Twitter-ul decât alte state. Prin urmare, social media face, dacă vrei, cu ghilimelele aferente, desigur, legea în ceea ce privește online-ul, pentru că observăm, sunt foarte puțini cititori pe oricare din site-uri care merg țintit acolo. Sigur. Da? Sunt foarte puțini, toți alunecă dintr-o parte sau în alta, dau un click și ajung ca și se rostogolește, dacă vrei. Dar este foarte important, dacă vrei, negativismul unora, sau nici nu știu cum să le etichetez, reticența la nou, poate că e mai corect așa, pentru că sunt ziariști vechi sau se cred ziariști care afirmă că e o prostie, că nu poți să faci bine
toate aceste lucruri pe care tu le-ai enumerat puțin mai devreme, să scrii pentru ziar sau pentru site, să vorbești la radio și de ce nu să faci o emisiune de televiziune? Mi se pare obligatoriu, mi se pare o prostie în primul rând să spui că nu poți să faci bine. Cine hotărăște dacă faci bine sau faci rău? Superiorul tău sau ascultătorul, telespectatorul sau cititorul? Atât, pentru atât. Că ei sunt cei despre care ei vorbim. Despre ei vorbim, până absolut. La urmă, nu putem avea noi unități de măsură, pentru că aceste unități de măsură sunt în formare acum. Trăim o perioadă în care formăm aceste unități de măsură și va mai dura probabil încă 5 sau 10 ani până când această new media și media clasică va începe să-și creeze propriile șabloane, propriile canale de interacțiune. Ele sunt la interferență acum, adică... Sigur că da. Deocamdată doar cititorul ne poate stabili dacă am făcut bine sau am făcut rău. Nu există nicio școală care să te învețe acest lucru, niciun profesor care să-ți spună: măi băiete, așa e bine sau așa e bine, rău. Ai încălcat o regulă sau n-ai încălcat o regulă. Putem spune că numind Facebook, denumirea, numele Facebook în vorbirea curentă, putem să o plasăm pe toate, în toate canalele media, deci nu există, nu trebuie să punem bulina aia de plasare de produse, pentru că Facebook a intrat în vorbirea curentă la fel ca Adidas sau ca Blugul sau ca și mai ales că a fost deja stabilit că este un spațiu public de exprimare. De exprimare, este public, a hotărât justiția că Curtea este, Supremă chiar. Sigur că da, este un spațiu public de exprimare, deci nu ce pui pe wall-ul tău, pe peretele tău și vede ce înseamnă public de fapt în accepțiunea juridică. Tot ce este văzut mai mult de o persoană înseamnă deja public. Deci noi doi, dacă schimbăm o imagine, o fotografie, din acel moment fotografia devine publică. Nu mi mai aparține, nu mai este, doar mie, sigur că da. Individual. Ori, este sfârșitul unei epoci. Există și în presă și în presa scrisă și în media un sfârșit de epocă. Acel Armagedon, acel sfârșitul lumii, el se produce. Noi până trăim la urmă, să ne întoarcem puțin, dacă vrei, și la noi, pentru că și noi suntem pionieri, dacă folosesc un termen corect, în ceea ce privește new media, social media. Încercăm să interferăm și noi din presa clasică de radio on air, da, de jurnalistul de radio. Iată că încercăm să ne adaptăm, să ne calificăm la locul de muncă, pentru că asta facem. Corect. Noi ne calificăm la locul de muncă și încercăm și noi și colegii noștri, și eu cred că și reușim să o facem pentru început bine, nu aș îndrăzni să spun foarte bine, dar am înțeles că acesta este trendul și că nu avem voie să batem pasul pe loc, că până la urmă despre ce vorbim? Performanța sau la performanță nu putem ajunge decât dacă avem aspirații, da? Ori noi nu ne putem mulțumi cu ce ne dă, nu știu, domnul ascultătorul, slavă Domnului, noi suntem un post de radio ascultat, extrem de ascultat, și asta tot datorită faptului că ne-am făcut bine treaba, pentru că altfel ascultătorul avea o simplă mișcare de făcut, să schimbe canalul, postul. Iată că acum am venit cu acest nou proiect Visual Radio, care desigur că este la început și demarează ca orice lucru de început, puțin mai greu, însă dacă nu am face-o, cum am putea fi denumiți? Ignoranți sau neprofesioniști? Sau? Nu cred că putem merge până acolo. Rămâneam în formatul clasic. Nu s-ar fi luat nimeni de noi, am fi stat călduți n-am în locul, fi deranjat pe nimeni. Nișa noastră, n-am fi deranjat pe nimeni, însă eu sunt convins că în 5 ani de zile am fi dispărut. Dispărut, poate mult spus, dispărut din poziția de lider. Din oricum. Poziția de lider categoric și din sfera de interes, pentru că în 5 ani de zile eu nu știu câți vor mai asculta radio în format analog. Eu vreau să fac o mărturisire. O secundă. În Germania deja nu se mai fac radiouri de mașină clasic, da? E în format digital, prin satelit.
nu mai stăm să căutăm pe bandă largă în unde scurte, unde lungi și așa mai departe. În 5 ani de zile exista riscul ca noi neapărat să fim desființați ca și entitate, că nu cred că, dar sigur ca sferă de interes nu ne mai căuta nimeni. Sigur că radioul public este o medie privilegiată în România și când spun privilegiată mă refer la faptul că radioul public este singura instituție mass media din România care are o relevanță în ceea ce privește securitatea națională. Radioul public este singura instituție de media din România care poate emite în orice lungime de bandă pe întregul teritoriu al țării cu resursă proprie, ceea ce este foarte important. 94%, și știu sigur acest procent, 94% dintre ascultătorii postului public de radio, al unuia dintre posturile publice ale radioului românesc, ascultă, prind, recepționează radioul public la un aparat de radio, indiferent dacă se află pe vârful Omu sau în delta Dunării. Ceea ce este foarte important pentru siguranța națională, pentru securitatea acestei țări în contextul geopolitic în care România se află în acest moment și nu numai. Spre deosebire de noi, televiziunea publică, din păcate, a ajuns să depindă în proporție de 84% de retransmitere privată în teritoriu. Pe cablu. Deci, imaginați-vă, doar 16% din populația României recepționează televiziunea publică prin acces direct la emisie cu antenă proprie. Ceea ce este foarte puțin. Dar ceea ce ar mai trebui adăugat la cele spuse de tine, pe lângă faptul că radioul este singura instituție publică de media din România de interes strategic, dar nu de foarte multă vreme. A fost un radio, dacă vrei, ascultat, audiat de un anumit procent de plătitor de taxă radio. Dar de o vreme încoace radioul public a crescut, dacă vrei, și contează în piața radio, devine lider și din acest punct de vedere. Dacă vrei, în momentul acesta, eu cred că postul principal al Societății Române de Radio, Radio România Actualități, contează cel mai mult sau tot mai mult, devine unul dintre posturile care au ceva important de spus în piața radio și noi posturile regionale am câștigat, noi iată în regiunea Banat, fără falsă modestie sau fără să încercăm să dăm dovadă de enfază, suntem lideri de audiență și nu că o spunem noi așa, o spun toate statisticile. Asta înseamnă că pe lângă importanța strategică a instituției, noi nu ne culcăm pe urechea că asta e, existăm, nu ne desfințează nimeni, suntem postul public de radio, încercăm să livrăm performanță și cred că asta este foarte important să subliniem, pentru că noi am putea să ne culcăm pe urechea și să facem 3 minute de emisie sau, nu știu, 20 sau jumătate de oră și să avem, cum au foarte mulți dintre angajați instituțiilor publice, acea mentalitate de timpul trece, leafa merge. Eu vreau să spun ceva. De 86 de ani, Radio România face agenda publică în România. Radio România Actualități a fost lider de audiență și atunci când aceste instituții de măsurare a audienței nu scoteau Radio România Actualități lider de audiență. Însă România, Radio România Actualități este postul de radio din România, este singurul post de radio din România care este monitorizat la sânge de toată lumea. De la președinția României, guvern, parlament, pentru că... Nu mă refer doar la aceste instituții, mă refer în primul rând la reprezentanțele diplomatice... Ambasade, sigur. ...aflate pe teritoriul nostru, mă refer la prietenii cu ghilimele sau fără ghilimele din jurul țării noastre și mă refer la toate instituțiile importante care doresc să afle ce se întâmplă pe teritoriul acestei țări.
prin extrapolare, dacă vrei, pe fiecare regiune a României, posturile regionale de radio ale Societății Române de Radiodifuziune sunt lideri de audiență și sunt singurele, repet și subliniez, indiferent cine mi-ar spune orice altceva, știu sigur acest lucru, sunt singurele care fac agenda regiunii. Pentru că fiecare post este monitorizat de cineva anume, nu e o persoană, o instituție, e un grup de persoane, un grup de instituții. Cert este că și noi, și Timișoara, și Clujul, și Iașu, și Craiova, și Târgu Mureș, și Târgu Mureș și așa mai departe, dăm ora exactă în regiunile în care funcționăm. Voiam să spun, pentru că sunt convinsă că există voci care vor spune sigur că da, voi pe bani publici puteți să faceți acest lucru foarte ușor, spre deosebire de alții care se chinuie și numai ei săraci știu cum supraviețuiesc și trec prin aceste vremuri de restriște. Hai să spun ceva despre banii publici. Nu știu dacă e bine să o spunem, să ne vadă. Ba da, sunt banii oamenilor și este foarte bine să ne vadă și să ne audă. Am semnale din Canada, că se uită lumea la noi din Canada, de o televiziune românească din Toronto ne-a transmis salutări. Mulțumesc, Raul, pentru mesajele tale. Societatea Română de Radiodifuziune are ca principală sursă de finanțare taxa radio. Care bani se... O taxă plătită special pentru funcționarea acestei instituții. Pentru programe radio. O altă sursă de finanțare este repartizarea bugetară parlamentară, care este din nou prinsă în bugetul de stat al României pentru funcționarea acestei instituții. Da, repet, cu o mențiune. De importanță. Cu o mențiune, acei bani la care tu faci referire, permitem să fac această completare, sunt dedicați Societății Naționale de Radiocomunicații, cei care asigură recepția. Absolut. Deci să fim foarte clar înțeleși. Corect. Sunt două surse Paliere. Exact, care nu de discuții absolut. Care nu se întâlnesc. Deci discutăm despre rele și discutăm despre programe, producție, despre sigur. Programe. Spre deosebire de alte entități care funcționează tot pe bani publici, pentru că au contracte mai mari sau mai mici cu diferite instituții publice, cu primării, cu societăți comerciale, care trăiesc până la urmă aceste entități publice, da, trăiesc din taxe, din taxe și impozite, pe care eu, tu, colegii noștri din platou, da, le plătesc către primării. Și atunci eu nu am niciun control, eu ca contribuabil, nu am niciun control asupra acestor fonduri care se duc spre publicația X. Sau Y. Sau blogul X sau Y. Sau să ajungă banii mei, să ajungă acolo sau acolo. Pentru că eu nu mi-am dorit ca să existe niște mâncători de bani care și-au făcut un, nu știu, blog, revistă, publicație, ce-o fi ea, pe banii primăriei sau a ITM-ului sau a doamne, nu vreau să nu dăm exemple, sigur că nu e cazul, dar despre asta este vorba. Noi funcționăm și până la urmă serviciile pe care noi le facem le întoarcem către cetățeni, către plătitori. Să fie foarte clar. Am auzit în piață, și când spun în piață, nu mă refer la centrul municipiului. În piața de legume. În piață, pur și simplu. În stația de autobuz, cum spunea un prieten din Focșani care se uită la noi, mulțumesc pentru și îl salutăm. Mesaje. Deci am auzit în piața de autobuz că ni se reproșează că am dat stegulețe tricolore de 1 decembrie. Ei bine, da, recunosc că am dat 5.000 de stegulețe tricolore reșițenilor de 1 și decembrie. Suntem mândri. Suntem mândri de acest lucru, cum și reșițenii au fost mândri că le-au primit. Exact, și sunt... E o dovadă doar de patriotism că noi... Și am întors o parte din banii colectați din taxa... Tot către oameni. Către oameni. Deci nu am făcut... Nu mi-am luat eu un steag... N-am făcut un bal mascat la care să participăm noi. Să ne distrăm noi. Sigur că da. Da, pentru că ai spus servicii media, pentru că sunt servicii media, acest despre care vorbim,
se întorc întotdeauna către cetățean și, din punctul meu de vedere, orice sesizare, orice, nu știu cum să spun, pentru că vorbim relația noastră cu ascultătorul, despre asta voiam să spun. Relația noastră cu ascultătorul este într-adevăr specială și când spun asta mă refer, doamnelor și domnilor, de la faptul că nu există curent într-o anume localitate, primii care suntem sunați suntem noi și nu Enelul. Dacă nu există ton la telefon, primim mail-uri sau scrisori sau ce-om primi, că nu există ton la telefon și nu este sunat RomTelecomul, dacă nu există ceva, toată lumea sună la radio de parcă noi am fi moașă comunală. Asta ce înseamnă? Că oamenii au încredere în noi și pentru că atunci când sunt colegi la emisie care spun, dar de ce nu sunați la Enel să întrebați? Păi nu știm, dați-ne numărul sau... Deci ei știu numărul de la radio, dar nu știu numărul de la Enel. Asta face diferența. Până în 89 te duceai să reclam la partid. Acum reclam la radio. Da. Pentru că sunt foarte multe partide și oricum nu fac nimic. Dar reclam la radio. Asta înseamnă, cred eu, că tot o dovadă de performanță. Faptul că am reușit să câștigăm încrederea oamenilor. Mă întorc la tine, pentru că am început cu performanța pe care ai realizat-o tu ca și jurnalist. Iată că ai scris cărți. De ce ai venit cu această carte? Pentru că Frontline. Aveam niște statistici în ea. Și nu le țin minte pentru că sunt bătrân și memoria. Da. Hai să, pentru că vorbim despre performanță, care este motivul pentru care dorim mereu să fim performanți? Pentru că suntem unii dintre noi într-o permanentă competiție chiar cu noi înșine și de ce ne dorim acest lucru? Pentru că n-am de gând să ies la pensie încă. Adică... Dar nu m-am referit strict la tine, m-am referit la noi ca și societate sau la noi ca și individ. Pentru că nici noi ca societate nu vrem să ieșim la pensie. Unii dintre și... noi, că unii vrem să ieșim Nu, mă refer anticipat. la societatea română de radiodifuziune. Așa. La această instituție pe care eu personal o iubesc și... Se vede. Și eu. În mijlocul căreia am realizat cele mai multe dintre aceste performanțe despre care vorbeai. Nu, societatea la 86 de ani are acum învață să se schimbe și va trebui să se schimbe și se va schimba. Și este foarte important că își dorește să se schimbe. Evident că își dorește să se schimbe pentru că în societate există oameni care cunosc acest mecanism media mai bine decât oricine altcineva din afara instituției, dintre colegii noștri din presă și cunoaștem și trendul, știm exact unde vrem să mergem, avem și puterea, avem și forța financiară, avem și voința să ajungem acolo și vom ajunge. Vorbind de performanță, pentru că este tema acestei întâlniri, putem să mergem prin comparație, chiar dacă nu e cazul sau poate chiar e, cu altă instituție publică ce ar fi trebuit să aibă aceeași forță ca și radioul, televiziunea, care iată, televiziunea publică are audiență aproape spre zero, un buget dărâmat, că nici nu știu cum să spun, cu datorii foarte mari, cu arierate extrem de mari, spre deosebire de radioul public care încheie anul 2013, acum 2014, pe profit, nu pe zero, pe profit, cu salarii plătite la timp, cu tot ce a derivat din contractul colectiv de muncă, pentru că este foarte important să subliniem acest lucru și mă întorc la audiență, pentru că de fapt acesta este scopul existenței noastre, să facem audiență, să întoarcem telespectatorilor plătitori de taxă radio, să întoarcem ascultătorilor noștri banii care ei îi plătesc. De unde crezi că apare această discrepanță între cele două instituții care practic funcționează pe aceeași lege? Televiziunea ba chiar are un buget mult mai generos decât al radioului? Există două paliere de discuție aici. În primul rând există performeri de 7 stele în televiziunea română. Noi nu vorbim de... Marii profesioniști din mass media românească au plecat, s-au ridicat, Mario, majoritatea deci din televiziunea română și ei nu au nicio vină. Absolut, pentru că televiziunea asta voiam să spun. Publică se află în situația... Aici e managementul de vină, absolut. Pentru că nu este jurnalistul de vină. Sigur că managerul sau cel din fruntea societății este tâmpit. Sigur că da, absolut. Deci despre asta este vorba.
ei nu au nicio vină că managementul a fost cum a fost defectuos pe parcursul a 25 de ani, să ne și înțelegem. Că au venit însă la conducerea acestei instituții tot felul de neprofesioniști cu aere de puși mai mult sau mai puțin politic, pentru că televiziunea este clar favorită în fața radioului atunci când vine vorba de manipularea maselor și televiziunea publică a fost folosită ca un cal troian de către toată lumea, către toate partidele politice în campaniile electorale. Asta ar fi un palier de discuție. Cel de-al doilea este acela pe care l-am amintit, faptul că televiziunea publică este una dintre multele televiziuni puse pe grila de programe a cabliștilor, da. Fără să aibă o, nu știu cum să spun, o distinție. Mă refer la distinție, mă refer la ceva distinct, nu mă refer la la vreun premiu, la vreo plachetă, la vreun, eu știu, un suc, o gogoașă, ceva, față de celelalte. Și acest lucru costă. Deci toată această comoditate de emisie, da, e foarte comod să emitem prelându-ne pe cablu cineva, dar să depindem de un factor privat care astăzi vrea să ne transmită, să ne transmită. Tot acest lucru costă și ce se întâmplă acum în televiziunea publică este rezultatul la 25 de ani de greșeli. Nu se poate spune că unul dintre manageri este mai vinovat decât celălalt. Faptul că astăzi alergăm mai mult decât ieri, pentru că noi facem asta în fiecare zi, crezi că este recepționat corect de către cititor, pentru că noi avem și cititori, nu-i așa, pe site-ul nostru, de către ascultător, de către privitor? Pușca și Marin spun că singura zi ușoară a fost cea de ieri. Deci dacă plecăm la drum înarmați noi dimineață cu acest crez al pușcașilor marini, putem trece dincolo de Volga. Nu e nicio aluzie. Însă telespectatorul, cititorul, ascultătorul de radio trebuie educat. Și eu cred că principala noastră forță constă tocmai în oferirea acestui acces la educație. Trebuie educat în fiecare zi. Trebuie să-i dezvolți, să-i deschizi chakrele, cum ar spune bioterapeuții, să-i deschizi chakrele spre muzică, spre cultură, spre artă, poezie, spre informația corectă, pentru că și informația corectă este o modalitate artistică de a te exprima, chiar dacă ea devine din ce în ce mai tehnică în ziua de astăzi și depinde foarte mult de tehnologie. Însă, așa cum există New Media, există și New Art, Art Nouveau, nu? Despre asta vorbesc francezii, o împletire între creație, talent și tehnologie. Dacă noi dăm în fiecare zi câte puțin ascultătorului, cititorului, privitorului nostru, sunt convins că în scurt timp, chiar dacă numărul, eu știu, consumatorilor nu este spectaculos, însă putem realiza o platformă solidă pe care să ne bazăm atunci când vom merge mai departe spre noua generație. Chiar dacă noi, sigur că avem ca scop primordial educația, cultura, păstrarea tradiției, obiective foarte importante pentru noi, constatăm cu durere, putem spune cu durere în suflet, în fiecare dimineață când facem o statistică a evenimentelor căutate de către cititori, că aceștia situează sau poziționează pe primele două, trei locuri întotdeauna accidentele, tragediile, dramele din apropierea noastră. Probabil că de aici și desprindem concluzia că așa au apărut acele știri celebre de la ora 5 despre care vorbește toată lumea. Tu crezi că acesta este nivelul nostru de educație și de cultură și că nu ne interesează mai mult sau că pur și simplu suntem ignoranți? Eu cred că invers. Cred că știrile de la ora 5 au creat această
dorință, foame, sete a ascultătorului, telespectatorului. Sigur că da. Este și o explicație medicală, științifică. Cortexul este excitat mult mai, mult mai tare de un accident, de o tragedie, de... Faptul că mâine va fi concert, să presupunem, la filarmonică sau la operă, interesează trei cetățeni, dar dacă două mașini s-au ciocnit și au rezultat poate doar pagube materială, interesează pe 3.000. Da, pentru că, repet, cortexul este excitat de această informație mult mai mult decât de un concert. Din păcate însă, cu cât consumi mai mult acest tip de informație, este ca la drog. Cu atât ai vrea mai mult, mai mult, mai mult. Este exact ce se întâmplă cu jucătorii pe computer, cu gamerii, care își doresc mai multă adrenalină, întotdeauna mult mai mult, și nu te, pur și simplu închiderea monitorului provoacă o disperare, așa, o panică în rândul lor. Repet, noi suntem utili, suntem, dacă vrei, nu o plasă de salvare, noi ca post public. Suntem acea societate de asanare, instituție care asanează, era pe vremuri o instituție care asana mlaștinile. Mai este, deci, și acum. Nu știu dacă mai există, oricum nu mai există la nivelul la care a fost înainte de 89, erau 11.000 de angajați avea acea societate. Acum cred că îi băgăm pe toți într-un autobuz. Ca la multe alte instituții. Însă, cred că ăsta e rolul nostru. Să venim cu pompa și să punem pompa asta să meargă, să meargă, să meargă, și până să, când această mlaștină se asanează. Să ținem pasul cu evoluția vremurilor și să, cu siguranță, încercăm să performăm în fiecare zi, pentru că asta duce, dacă vrei, la progres până, evident, la urmă. Evident. Mario Balint, tu ai fost jurnalist de presă scrisă, de presă TV, de presă radio, ai făcut de toate și se pare că le-ai făcut și foarte bine, dar după cum foarte bine știi, timpul este inamicul nostru și a venit momentul să ne luăm la revedere de la telespectatori. Ne luăm la revedere. Că noi doi între noi n-ar absolut să ne luăm la revedere, că vom mai dezbatem în birou ce am făcut, da, în emisiune. Deci eu cred că este important ca telespectatorul online să se obișnuiască cu acest cu mod. Cu prezența noastră. Cu prezența, da, nu neapărat cu prezența noastră, dar cu prezența... Nu a noastră, a celor doi indivizi, cu prezența noastră ca și post concept, de... Ca concept, exact. De visual radio, care reprezintă viitorul. Noi, din păcate, să repet ce am spus la începutul emisiunii, noi îl descoperim după acum, 10 ani. După 10 ani, după ce Europa toată funcționează așa. Cine nu mă crede, poate să acceseze și alte tipuri de site-uri, nu doar cele locale sau, mă rog, cu conținut mai mult sau mai puțin. Mă rog. Deci dacă vrei să faci performanță, trebuie să te aliniezi unui anumit tip de limbaj, unui anumit tip de exprimare mediatică, care acum este în trend. Mulți dintre colegii noștri, chiar și din presa scrisă, și mă refer la publicațiile centrale, dacă vrei, mă refer chiar și la anumite publicații, la o publicație locală de aici, din județul Caraș-Severin, dar mă refer la colegul Dragoș Boța de la Timișoara. Lucrurile se învârt în acest fel, se face acest lucru, nu înțeleg de unde mirarea asta, da, că am apărut, că de și fapt noi, opa, este, a mai este venit cineva. Normalitate și nu... Și normalitatea constă în papa de la prăjitură, mâncatul prăjiturii, prăjitura este micuță, cu cât vine mai multă lume la prăjitura respectivă, cu atât disperarea e mai chiar mare. Dacă este loc pentru toată lumea. Mario Balint, încă o dată îți mulțumesc pentru prezență, pentru mulțumesc dialog. Pentru mulțumesc telespectatorilor noștri. Am avut o problemă. În momentul în care am venit la radio, câteva luni aveam întotdeauna tendința să spun ascultătorilor, stimați telespectatori. Iată că acum a venit momentul în care mă adresez telespectatorilor, dar îmi vine mult mai ușor să mă adresez cu ascultători, prin urmare, până mă voi obișnui. Privitor. Și privitori. Este cel mai simplu, sau ascultători privitori. Mulțumesc pentru atenție. Atât cât sunteți dumneavoastră este foarte important pentru
pentru noi că sunteți alături de noi. Rămâneți așadar conectați pe www.radioreșița.ro pentru că Banatul se vede la radio. Eu sunt Laura Zgaverde, alături de colegul meu Mario Balint. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți conectați!